Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip, un clip destul de special aș putea spune, pentru că urmează să facem ceva aproape unic în lume. Spun aproape unic în lume pentru că la momentul acesta există două mașini cu acest lucru. Dar până una alta nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. După cum cel mai probabil v-ați dat seama și din titlu, este vorba despre Starlight. Vom monta Starlight pe o mașină cabrio. Ceva foarte rar, după cum v-am spus, sunt doar două mașini în lume decapotabile cu Starlight. Cel puțin atât am găsit pe internet, sunt doar două videoclipuri cu două mașini și atât. Nu am găsit nimic altceva. Chiar dacă nu va fi prima mașină decapotabilă din lume cu Starlight, cel mai probabil va fi prima mașină decapotabilă cu Starlight din România, pentru că nu am văzut până acum pe nicăieri, sau poate greșesc și există. Așa că dacă știți voi o mașină decapotabilă cu Starlight din România, spuneți-mi în comentarii. Ce să mai, deja când auzi plafon înstelat pe cabrio, te gândești la cât de greu poate fi. Și da, într-adevăr este destul de greu, deoarece fiind o mașină cabrio, logic, se decapotează. Și în momentul în care se decapotează, nu se știe ce se întâmplă cu acele fire, dacă tu tragi firele pentru Starlight. Veți vedea cum vom rezolva și acest lucru, pentru că mi-am făcut o schemă în minte, am analizat tot sistemul. În mare parte știu cum să-l montez, așa că stați până la finalul videoclipului pentru a vedea rezultatul final, în cazul în care ne iese. Nu, glumesc, trebuie să ne iasă 100%. Stați până la finalul videoclipului pentru a vedea toată lucrarea și pentru a vedea fiecare pas. Momentan nu am primit kitul de Starlight, modulul cu fibrele, dar acum voi merge să le ridic de la curier și revin cu un unboxing. Nu contează dacă ești un împătimit al mașinilor sau le vezi doar ca pe un mijloc de transport care să te ducă din punctul A în punctul B. Am niște vești grozave pentru toată lumea. Nu a fost niciodată mai ușor și mai distractiv să verifici istoricul unei mașini. Car Vertical a primit un nou logo, o nouă interfață și alte funcții utile. Astfel vei putea vizualiza raportul mult mai ușor și totul va fi la îndemâna ta. Vezi acești doi băieți din colțuri? Sunt mascotele Car Vertical și te vor întâmpina de fiecare dată când vei verifica o mașină. Un raport Car Vertical te ajută să verifici istoricul detaliat al unei mașini. Astfel poți afla dacă a suferit daune, dacă a avut kilometri dați înapoi, a fost folosită pe post de taxi sau chiar dacă a fost furată. Pe lângă asta, în funcție de informațiile disponibile, poți vedea chiar și poze cu daunele suferite. Pentru mulți oameni, o mașină este ca un membru al familiei, așa că sunt curioși să afle totul despre ea. Folosește acum primul link din descrierea acestui clip alături de codul promoțional ABR și beneficiezi automat de 20% reducere la raportul Car Vertical. Și nu uita, fiecare mașină ascunde o poveste. Ce ar fi să o afli? Haideți să vedem ce am primit. Sper că nu am stricat ce era aici. Haideți să facem un unboxing rapid. Sunt tare, tare curios de cum arată. Am luat cel mai mic modul pe care l-am găsit, fiindcă trebuia să încapă practic în plafon. Să sperăm că încape și acesta. L-am cumpărat pe cel mai mic posibil. Nici nu am vrut să fie ceva foarte încărcat, adică avem un modul cu 200 de fibre, ceva de genul. Adică nu va fi deloc încărcat, va fi așa discret. Ideal pentru un cabrio, pentru un plafon mic ca acesta, fiindcă este un plafon foarte mic. De fapt, sunt două segmente, fiind o mașină cabrio. Primul segment vine peste celălalt și pe urmă se retrage în portbagaj. Primul este mai mare din ce am văzut și cel din spate este mai mic. De asta am vrut să împart firele în așa fel încât să nu fie foarte încărcat. Bun, haideți să vedem ce avem aici. Copa, dar este cam mare și ăsta. În imagine nu părea atât de mare, să sperăm că ne încadrăm. Îi dăm noi de cap până la urmă, nu este nicio problemă. Avem fibrele care au 2 metri, deci cel mai probabil ne ajung să ne facem de cap. Da, eu zic că ne ajung. Bun. Și aici avem modulul propriu zis, care arată așa. Nu știu cât se vede la cameră, dar așa arată. În interior avem LED-urile ce proiectează lumina prin fibre. Avem, bineînțeles, și mufa de conectare. Aceasta este mufa. Vine așa, bineînțeles, acesta trebuie prelungit, dar nu este asta o problemă. Bun, ce mai avem aici? Da, avem și o telecomandă. Partea bună, funcționează și cu telecomandă, funcționează și cu aplicație, deci vom avea și aplicație pe
telefon pentru a putea controla tot acest modul. Cam așa se conectează. Și bineînțeles, lumina va fi proiectată prin aceste fibre. Știți cum funcționează, este YouTube-ul plin de astfel de starlight-uri. Eu am zis că vreau să-l fac puțin mai discret, să nu fie chiar atât de multe, dar parcă sunt destul de puține. Vedem noi cum le împărțim, încât să arate bine. Oricum, pe un plafon atât de mic nu poți pune foarte multe, nu-l poți încărca foarte mult. Acum probabil vă întrebați cum vom face asta pe un cabrio. Ei bine, va fi clasicul proces de montare al acestor fibre, al starlight-ului. Pur și simplu dăm găurile în plafon. Prima dată însemnăm plafonul în așa fel încât să știm unde dăm găurile. Pe urmă dăm găurile cu un burghiu foarte, foarte mic. Nu-mi dau seama acum de cât va trebui să fie burghiul, dar vedem la momentul respectiv. Oricum avem. Haideți să începem, fiindcă avem mult de lucru. Pentru început, va trebui să desfacem toate clipsurile plafonului, atât cele din partea frontală, cât și cele din laterale. Continuare avem alte clipsuri integrate în partea din spate. După declipsarea acestora, plafonul va ieși foarte ușor. Acum va trebui să desfacem cele două părți textile, ce au rolul de a acoperi toată partea mecanică a hardtopului atunci când mașina este capotată. Avem câte două șuruburi pe fiecare parte, plus întinzătoarele ce pot fi desfăcute foarte ușor. Avem din nou și aici câte două șuruburi pe fiecare parte. Acum trecem la al doilea plafon, și anume cel din spate. Din nou și acesta este prins doar în clipsuri. Declipsăm tot plafonul cu mare grijă pentru a nu rupe niciun clips, deoarece sunt foarte fragile și plafonul va ieși foarte ușor. Va trebui să desfacem ambele sisteme de retragere ale capitonajelor laterale. Avem câte două șuruburi pe fiecare sistem, sau mai bine spus câte două piulițe. Cu ajutorul unui marker vom însemna toate zonele în care dorim să dăm găurile. Iar acum tot ce ne rămâne de făcut este să dăm găurile. Am terminat de dat găurile,
De pe primul plafon am dat niște găuri cu un borghiu de 1,5, 1,5. Iar acum urmează să punem fibra, bineînțeles. Ulterior va trebui să o lipim cu hot glue. Pur și simplu îi dăm niște puncte pentru a rămâne acolo. Haideți să trecem la treabă. Și cam așa arată firele puse pe plafon și bineînțeles aici am îmbrăcat cu bandă porțiunea aceasta care va traversa plafonul pe interior către al doilea plafon. Ne punem acum să lipim fiecare fir în parte cu hot glue și revenim de la mașină. Urmează să prelungim firele modulului și, bineînțeles, urmează poziționarea sa. Eu am decis să-l montez în partea din fața plafonului, deoarece era singurul loc în care încăpea și nu încurca cu nimic sistemul de decapotare al mașinii. Cu mare grijă montăm plafonul și, bineînțeles, îl vom clipsa. Misiune îndeplinită 70%, fiindcă am făcut cea mai grea parte, am montat fibra pe primul plafon unde era cel mai greu de montat, am montat și modulul, cu greu am reușit să-l poziționăm undeva să încapă. Iar acum ce ne rămâne de făcut? E bine, trebuie să tăiem toate aceste fibre. Ia uite, sunt printre steluțe. Haideți să ne apucăm de tăiat, clasic unghiera, bineînțeles. Și haide să vedem ce iese. Mamă, cât de tare se vede. Jumătate zic eu că le-am tăiat până acum. Nu întrebați la ce le-am conectat. Le-am conectat și eu pe unde am găsit prin mașină. Glumesc. Le-am conectat așa rapid la luminile de la uși. Pentru a face proba, să vedem dacă totul funcționează. Imediat facem proba și cu telecomanda. Ce aici de fibră. Mai faci un plafon. Păi, cred că asta se poate refolosi practic. Da, asta se poate refolosi. Avem Starlight pe E93. Avem Starlight pe o mașină decapotabilă.
foarte, foarte tare. Urmează, bineînțeles, și plafonul din spate. Avem aici firele și de la plafonul din spate. Nu vom pune la fel de multe, adică am exagerat puțin pe față. Am zis că punem 100-100, dar am pus undeva la 120, fiindcă am și dublat vreo 4-5 pentru efectul acela de steluță mai mare, dar arată super, super tare. Mi-a depășit așteptările, vedem ce facem cu fibra asta. Nu o aruncăm, fiindcă nu se știe când ne folosește. Și ce să mai, ne vedem mâine cu finalul. Terminăm și plafonul din spate. Terminăm plafonul din spate, facem un cinematic foarte, foarte tare. A, am zis că testăm telecomanda. Nu vom descărca acum aplicația. O descărcăm mâine. Haideți să scoatem și această. Da. Oare avem baterie? Nu avem baterie în telecomandă. Dar ce credeți? Că stăm într-o baterie? Nici o problemă. Avem baterie la cheia de la mașină. Trebuie să testăm, adică n-ai cum. Ia, hai să vedem aici. Funcționează. Haideți să schimbăm și luminile. Mamă, ce tare albastru ăsta. Mamă, cât de tare arată. Deci pe bune că îmi place maxim cum a ieșit. E doar primul plafon pus până acum. Ia uite, astea tăiate. Și acolo avem fibrele pentru un spate. Ce să mai, am tras cabluri. Am făcut aici, mamă, merge. Ce să mai, ne vedem direct mâine cu finalizarea lucrării. Bun, am revenit. Este a doua zi și haideți să terminăm lucrarea. Avem al doilea plafon în spate, nu l-am mai dat complet jos. Vom însemna acum cu markerul, exact așa cum am făcut și la primul plafon, pentru a ști unde să dăm găurile. Pe spate vor veni mai puține fibre, mai puține steluțe, undeva la 70, dar am o idee și dacă îmi iese, adică cel mai probabil îmi va ieși, fiindcă am făcut acest test aseară, vom avea multe steluțe și pe spate. Haideți să trecem la lucru, voi lăsa GoPro-ul să facă un timelapse acolo, să vedeți cum însemnăm, cum dăm găurile și bineînțeles cum punem fibra. Ulterior o vom lipi cu hot glue. Haideți să trecem la lucru. Totul este trasat, iar acum vom începe să dăm găurile. Să punem fiecare fir în parte. O plăcere, bineînțeles.
Haideți că între timp a început și ploaia, dar nimic nu ne împiedică. Am ajuns la pasul final, aș putea spune, și anume sursa de curent. Am descoperit o sursă, m-am apucat acum de demontat și de conectat modulul Starlight. Haideți să vă arăt și vouă despre ce este vorba. Foarte simplu, este vorba despre pozițiile mașinii spate. Am demontat stopul, am identificat cele două fire și m-am pus pe conectat. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Stopul demontat. Aici avem primul fir, cel maro, și următorul este firul cu numărul 4, adică cel galben, din ce văd, da, maro cu galben. Vom conecta, bineînțeles, modulul la aceste fire și totul va funcționa exact așa cum trebuie pe poziția mașinii. După multe ore de muncă, avem stele pe plafon, avem stele pe un cabrio, avem Starlight pe o mașină cabrio decapotabilă. Ceva foarte, foarte tare. Deci acum se numără printre puținele mașini cabrio din lume cu Starlight. Eu acum mă refer doar la ce este expus pe internet, fiindcă eu doar atât am găsit, doar două mașini, un Mercedes și un M4, dacă nu mă înșel, un M4 cabrio cu Starlight, atât am găsit. În rest, nu am văzut pe nicăieri. Dacă mai știți voi alte mașini cabrio cu Starlight, îmi puteți spune în comentarii. Foarte, foarte multe ore de muncă, foarte multe bătăi de cap, fiindcă a trebuit să urmăresc toate cablajele mașinii astfel încât să se poată decapota mașina. A trebuit să trecem cu fibra de pe un plafon pe altul, acele segmente care se rabatează, să zic așa, dar într-un final am reușit. Pe spate avem mai puține steluțe, mai puține fibre, mai bine zis. Avem undeva la 70 sau 70 intense și mai avem câteva cu o intensitate mult mai slabă. Am vrut să fac acest lucru fiindcă îți dă un efect foarte, foarte frumos. Nu știu dacă se vede pe video, dar în realitate noaptea arată foarte, foarte bine. Arată așa în fade și chiar imită foarte bine un cer înstelat. Mov, albastru, alb. Inclusiv intensitatea, bine, sunt chestii pe care majoritatea, hai că se ridică și bariera, revenim. Haide să le lăsăm pe ce culoare vrei să le las? Mov. Mov? Sau roz. Astfel încât atunci când descui mașina, se aprinde și Starlight-ul, fiindcă automat se aprinde și poziția. Deci per total a ieșit super, super bine. Mă bucur foarte mult că am făcut acest lucru. Am zis că obligatoriu trebuie să-l fac și iată că am reușit. A, și mai am de făcut acest capac ce mă stresează de când am cumpărat mașina, dar nu am apucat să-l fac, fiindcă trebuie să-l fac eu de la zero. De ce? Fiindcă cineva l-a luat la un moment dat sau s-a pierdut, habar nu am. Am văzut că foarte multe cabriouri nu au acel capac. Aici se află efectiv sistemul acela de deschidere al hardtop-ului, deschiderea de urgență, și se pare că nu mai are acel capac. Trebuie să îl fac fiindcă arată foarte, foarte urât. Zilele acestea îl voi face. Cam așa arată per total. Urmează și un cinematic în care cel mai probabil vă veți da seama mult mai bine de ce am făcut.
cam atât cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Iată că într-un final am reușit să facem ceea ce ne-am propus. Am pus Starlight pe o mașină cabrio, pe o mașină decapotabilă, ceea ce după părerea mea este foarte, foarte tare. Mă bucur foarte mult că am reușit să fac acest lucru. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să-mi lași un like și bineînțeles un subscribe în cazul în care nu ești abonat la acest canal. Un lucru foarte, foarte important, nu uita că poți verifica și tu o mașină pe Car Vertical folosind primul link din descrierea acestui clip alături de codul promoțional ABR și beneficiezi automat de 20% reducere la raportul Car Vertical. Eu zic că este foarte, foarte bine și cu siguranță te va ajuta acest raport și această reducere, bineînțeles. Cam atât cu acest clip, sper că v-a plăcut. Până una alta, nu uita să-mi dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao!